dar noi ridem mâna Domnului, Vlad, ridem cu Domnul și voi v-a ajutat ca să duceți asta și eu vreau să spun, datorită vouă, noi și-am pornit mâna așa de înainte cu curaj, de că voi atunci ați venit, noi, Dumnezeu ne-a dat prin voi un avânt și am putut porni mai departe cu multă credință și tot mergem înainte. Ne bucurăm că cu ajutorul Domnului au ajuns frații de la România la noi, fratele Vlad, fratele Daniel Popescu și prin ajutorul Domnului și prin ajutorul lor, cu ajutorul Domnului, facem primul apartament din Casa Refugiaților din Nouă Sulița. Cu ajutorul Domnului, deja s-a tencuit acolo și frații azi au plătit parte din lucru până la finisare. Apoi, cu ajutorul Domnului, astăzi deja am dat bani pentru canalizare, pentru apă caldă și apă rece și deja pentru materialele, pentru sistemul de încălzire în podeală. Ne rugăm Domnului ca să vă binecuvinteze pe toți cei care ați contribuit, care ați ajutat alături de ei ca să ajungă la noi și să poată ajuta pentru această lucrare. Vlad, Marina mă ia masoară și s-o coate tot ce ne trebuie pentru asta și lăsăm lui ca să cumpere materiale și să dea foială înainte, pentru încălzire. Asta e numărul unu, că dacă noi turnăm, pe urmă noi mirem. Și fratele Viorel la mâia termină părintele ăsta. Da, toată încălzirea vine făcută în podeală. Aici vine baie, viceu, bideu și chiuvetă. Aici partea asta punem pentru mașina de spălat. Știi că dacă sunt copii, mai ales că noi ne-am gândit primul apartament pentru copii invalizi și familii, atunci punem mașina de spălat și poate fi și mașina de uscat în viitor. Vedem cum Domnul a rândui. Și aici va fi colidorul, în capăt tot avem viceu pentru dânși, aici este bucătăria, deja e tincuită, podul, am vorbit cu niște frați, poate să facem regips. Viorel, fă mai un lucru, ia și socoate cât gipsocarton trebuie la asta, cu tolic, poate socotim mult puțin să vedem cât ne costă și gipsocartonul, să te spun la frați deodată. Dacă puteți, luați o foiță și... Davai, ca să socotim și asta cât costă. Aici poți deschide Viorel, ori nu? Ai... A, poți deschide, aici să aducă, să deschide, să vadă frate. Aici țin frața asta. Aici avem două camere, nu mai se sparge peretele din mijloc. Trei camere. Nu, trei camere. Era vorba de spart peretele, dar... Nu, până ce rămâne așa. Dacă e la exploatare și la asta, dar noi am vorbit cu dânși pentru că e mai bine. Dacă sunt copii bolnavi, unul are aici, are acolo, știi, facem ca să... Ca să fie. Acum ne-a sunat la Mahala, avem o familie tot de refugiați, este o femeie, are un copil paralizat la pat și încă un copilaș, trebuie să-i scoată de acolo, știi? Și vedem, poate îi punem la frață baptiști undeva și pe urmă poate îi mai și în centru de refugiați. Și vedem cum Dumnezeu ne binecuvintează și inițiem, ne rugăm Domnului ca să-i ajute pe ei și pe noi să putem deja comanda și geamurile. Avem nevoie ca să putem închide clădirea cu geamuri și uși. Dacă cineva aveți pe inimă dorință să donați un geam pentru Casa Refugiaților, Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să vă răsplătească. Frate Vlad, mulțumim foarte frumos că vă implicați. Salutări la toți frații din România, la bisericile de acolo, la frați, la surori care, și românii din diaspora care ajută Ucraina în vremea de azi. Casa asta va fi folosită pentru copii orfani și pentru refugiații din zona de război. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să vă răsplătească. Au mai mulți copii, dăm cu două sau cu trei camere. Frață, lucrează, Domnul să-i binecuvinteze, cu spor înainte. Și să vedem aici închis cu ajutorul Domnului, azi ajungeți până sus sau nu? Domnul îți va dea biruință și izbândă, ca să vedem încă un apartament închis. Frați și surori, și care vedeți, poate vreți să luați aici o cameră, să faceți pentru slava Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Sunt frații din București care au venit ca să ne ajute, fratele Vlad, care coordonează apartamentul de jos, preună cu fratele Daniel, mi-au ajutat până acum și vreau să mai ne ajute, Domnul să-i binecuvinteze. Hai la o rugăciune, frate, dacă vreți să facem o rugăciune împreună, aici pămolim, se vmeste. Cine mi aude, se cheamă unii Viorel. Viorel, hai să facem o rugăciune. Frații, dacă vreau, ne rugăm. Da. Doamne Dumnezeul nostru, noi îți mulțumim că ne-am întâlnit, Doamne, încă o dată. Îți mulțumim că lucrarea, Doamne, merge înainte pentru slava Ta, Doamne. Tu binecuvintezi frații, Tu ne binecuvânti pe noi și ne dai putere, Doamne, și ne dai biruință pentru gloria Ta. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, frații care, Doamne, susțin această lucrare și ajută, Doamne. Binecuvântă, Doamne, pe cei care lucrează, Doamne. Te rugăm, binecuvântă, Doamne, pe fratele Viorel, Doamne, cei care lucrează la acoperiș, cei care lucrează la pereți, cei care lucrează la încălzire, Doamne. Binecuvintează, Doamne,
poartă Tu de grijă pentru gloria Ta, Doamne, aici. Și fie, Doamne, voia Ta făcută, Doamne, așa cum în cer și pe pământ, Doamne, între oamenii care, Doamne, au nevoie de ajutorul Tău. Binecuvântă toți refugiații, Doamne, binecuvântă toți copiii orfani, Doamne, binecuvântă pe cei care, Doamne, sunt apăsați și ajută-ne, Doamne, ca ei să fie acele familii pe care Tu le ai în plan, Doamne, de mântuire și vrei să le ajuți, Doamne, binecuvintează. Te rugăm să ne binecuvânți pe noi, să lași prezența Ta, harul Tău, Doamne, îndurarea Ta, Doamne, peste noi. Noi Ție ne închinăm, Doamne, Te slăvim, Doamne, și Te binecuvântăm. Poartă-ne de grijă, Doamne, pentru banii necesari ca să putem termina această clădire, Doamne. Te rugăm, Doamne, deschide Tu zăgazurile cerului, Doamne, deschide inimile fraților, Doamne, ca să putem împreună face această lucrare pentru gloria Ta, Doamne. Noi Ție ne închinăm și Te slăvim, Iisus, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. A Ta să fie slava, cinstea și onoarea în veci. Amin. 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 Domnul să vă binecuvânteze, dar blagoslovit Gospodi. Dar masar, de ce ați făcut? Ați clădit? Noi avem fiecare etaj, avem cu 3 cameri, cu 2 și cu 1, da? Sau nu, fiecare etaj cu 2 și 1. A, 2, câte 2? 2. Păi nu, aia de jos e 3. Acolo așa nu s-o costă primul etaj. Aha. Primul nu. Primul e altfel cu totul. Da. Fiecare etaj are, are 3 case, 3 case. Da. 3 apartamente. 3, a doua, 3, a patra, la fel. Și eu vreau să mulțumesc pentru cei care s-au implicat. Lucrarea nu merge chiar așa cum ne-am gândit noi, dar merge, slăvit să fie Dumnezeu. Și așa cum spunea fratele Costică și după cum vedeți în imagini, s-a început lucrarea, deja s-a terminat de tencuit. Am vrea săptămâna aceasta să se înceapă deja încălzirea, după aceea se pună geamurile cât mai repede, avem nevoie și de uși. Sunt multe lucruri, dar deocamdată mulțumim pentru ajutor și s-a plătit avansul cam la tot ce a trebuit făcut. Avansul însemnând mai puțin de jumate, după cum se știe. Vrem în continuare pe această cale să facem un apel la cei care vor să implice, să se roage pentru lucrarea aceasta și mai mult de atât să facă un ajutor prin care să se facă ceva material acolo. Sunt oameni pocăiți care lucrează, sunt oameni credincioși. Nu, poate n-are așa de importanță faptul că sunt pocăiți, dar sunt oameni care înțeleg, iau bani puțin. Ca să vă dau doar un exemplu așa pentru ce înseamnă s-a luat $2 pentru tencuit până la gata. Asta înseamnă de la cărămidă s-a tencuit, s-a dat pe deasupra iarăși cu materialul acela, până la gata este $2 metru. Nu cred că este foarte mult, cred că este un preț bun. S-au luat prețuri în așa fel încât se poată construi, dar totuși este un preț. Oamenii lucrează și după cum vedeți s-a făcut frig și am vrea, așa cum ne-am propus până la începutul iernii, până la, nu știu, într-o lună, două, să se poată termina acel apartament, să mute acolo cineva în el. Dumnezeu să o binecuvinteze și ne bucurăm că împreună putem să slujim Domnului. Domnul să o binecuvinteze, mulțumim. Doar atâta vreau să spun, rugați-vă pentru noi. Războiul nu s-a terminat, în fiecare zi sunt pușcă, e foarte mare durere, tot mai mulți refugiați avem, acum avem 150 de familii deja de refugiați, de care noi avem grijă aici în Cernăuți și oamenii, majoritatea, trebuie să părăsească locurile unde au fost primiți de stat și acum e foarte mare nevoie ca să putem termina acest centru social. Ne rugăm pentru asta, postim și credem că Dumnezeu ne va ajuta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim la toți! Mulțumim.